Uite, încerca să-și caute și el un noroc în viață, mă. Exact ca tine. Doamnă, deci dacă nu-mi spuneți unde e contorul, vă tai lumina. Dar nu știu, domnule, unde e contorul, că m-ai zăpăcit. Deci, doamnă, vă mai întreb o dată. Da, tai eu, domnule, și lasă-mă Dumnezeului în pace, că mi-ai mâncat ficații. N-am putut să mă uit și eu la materialul ăla, colegii. Tai eu, stai asta. Ce faci, mă? Ia de aici, coleguța mea, da? Mai vrei distracție? Plătești cotorul? Aude lumina. Stai aici. Dă-mi vino mai încoață, te vezi. Asta. Stimați telespectatori, să plătim curentul! Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, având în vedere că atâta s-a putut, atâta s-a făcut, am avut un electrician absolut psihopat pe care... Bagă-mă lumina înapoi! Stai să bag ăsta! Așa vezi! Gata! Te dau în judecată pe ăsta! Mă, mai superi! Mai trag o dată cablu? Tu te-ai născut supărat, mă! Mai bag o dată, mai trag o dată? Nu! Păi și atunci să plătești, să-ți spui unde-i cotorul! Unde e cotorul, cosorul, că contorul nu știu. Poate le spune Romanița, că eu nu știu. Romanița! Exact, exact. Care și o poveste frumoasă, Zaz. Doamne ajută, să luați un loc, vă rugăm. Bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit! Teo, mi-a fost tare dor de tine. Hai mai încoace atunci. Ce Dumnezeu! Secunde, ce faci? Cum ești? Pe telefonul meu și era mi se lângă, era pe lângă. Era lângă. Cum ești? Sunt foarte bine, sunt foarte bine. Și mă bucur că, uite, am reușit să mai lansez un cântec cu un mesaj foarte puternic, pentru că asta îmi doresc să fac, să lansez piese cu mesaje. Și merg? Pentru nișa mea, da, pentru nișa mea merg. Dar toată mai este... Toată lumea cântă cu vorbe puțintele și multe la-la-lauri. Știu, dar mie nu-mi place așa. Nici mie, nu. Deloc. Mie îmi place să fac cum vreau eu. Da. Și mă mai cert așa, mă mai ceartă managerii, mai îmi spun, mai fă și mai comercial, mai... Da, nu, fac cum vreau toată eu. Toată viața ta ai făcut după cum ți s-a arătat că e corect. După inimă și după suflet. Cum și după cum... în Franța, de exemplu? În Franța am ajuns în 2012, da. Și am stat 5 ani plus 1 de navetă. Un an de zile, efectiv, am făcut naveta săptămânal. De ce? Pentru că aveam acolo luate contracte pentru evenimente și trebuia să mi le onorez, chiar dacă eu mi-adusesem cățelul, purcelul în România, aveam contractele luate și trebuia să mi le onorez. Așa că săptămânal avion. Hai să luăm în ordine. Tu erai în România, îți vedeai de treaba ta. La un moment dat l-ai cunoscut pe Făt Frumos, este? Da, l-am cunoscut de mult pe Făt Frumos. Și Făt Frumos era aici sau era acolo? Nu, era aici, era cu mine în liceu. Și atunci, din liceu? Da! Și la întoarcerea ta din Franța v-ați căsătorit sau cum a fost? Nu, noi am fost împreună de la 19 ani. Și ne-am căsătorit undeva la vreo 3 ani după ce am fost prieteni, logodnici, cum vrei să ne numești. Ne-am căsătorit în 2009. În 2010 am avut parte de o minune, efectiv, s-a născut fetița noastră. Eu încă din 2007, da, în 2007, mi s-a spus că nu pot să fac copii. Serios. Știu. Că am trompele înfundate, că nu se poate, că trebuie operație, că nu, n-are cum. Bun. Acum noi ne-am văzut de treaba noastră, da. Și la o lună și jumătate, după nuntă, am rămas gravidă. Fără niciun fel de operație, fără niciun fel de tratament. Iartă-mă că trec atât de repede de la eveniment la eveniment. De ce ați divorțat? De ce am divorțat? Pentru că la un moment dat noi am luat așa pe cărări diferite, uh-huh. Și am evoluat diferit. Da, înțeleg. Noi, dacă am fost împreună de la 19 ani, cred că n-am avut timp să ne trăim nici tinerețile, n-am avut timp să ne trăim perioada aia în care să ne maturizăm individual. Noi ne-am maturizat împreună. Da, acum știu că sunteți în foarte bune relații. E, cele mai bune, prietenul meu cel mai bun. Ceea ce este senzație. Hai să vorbim și despre piesă în timp ce ne îndreptăm către scenă. Piesa este despre? Piesa este pentru oricine care are un vis. Pentru că avem tendința să renunțăm mult prea repede. Dacă întâmpinăm obstacole, dacă ni se pare că e prea greu, avem tendința, nu, gata, e prea greu. Nu, niciodată nu e prea târziu. Eu am început să-mi câștig existența din muzică la o vârstă la care alții,
puteau să iasă deja la pensie, lejer. Și uite că niciodată nu-i prea târziu. Romanița, un om care visează mult și realizează și mai mult, pentru că visează cu o putere pe care eu foarte rar am văzut. O lucru pentru care o iubesc și o urmăresc peste tot. Acum te-aș lua în brațe și te-aș pupa, dar eu... îți transmit așa telepatic.